Să rămână bună ziua! Așa cum vă spunea și domnul Atanasiu, noi în noiembrie ne jucăm practic viitorul următorilor 10 ani și avem marea onoare de a avea pe cei doi copreședinți, pe domnul Atanasiu și pe domnul Hava, ca și prim vicepreședinți la nivel național. Din acest motiv, este foarte important pentru noi să nu dezamăgim. Iar pentru noi, să nu dezamăgim, înseamnă locul întâi pe țară. Altă variantă nu există. Cei care lucrăm zi de zi pentru partid, și aici vedeți oamenii care duc greu partidului, nu ne gândim la altă soluție. Așa cum v-a spus și domnul Atanasiu, ținta este sus. Avem un partid format din PDL, Alba, care a fost întotdeauna între primii trei pe țară și avem un PNL care la ultimele alegeri europarlamentare a terminat pe locul 11. Suntem pe locul 2 ca rezultate după Călăraș. În noiembrie avem o singură variantă, Alba pe primul loc. Și vă rog, Alba va fi pe primul loc doar dacă suntem o echipă, doar dacă vom lucra ca de fiecare dată și vă mai spun ceva. Știți că oamenii care sunt aici muncesc, îi vedeți lângă dumneavoastră. Eu, de când stau lângă Ion Dumitrel, am început să cred 100% că putem câștiga. Dacă și dumneavoastră veți crede, așa cum crede Ion Dumitrel, că putem câștiga, eu vă garantez că în 16 Alba va fi primul loc pe țară și vom sparge șampania aici. Dar trebuie să credeți și dumneavoastră treaba asta. Vreau să vă mai spun un lucru, tot de la dumnealui auzit. Era unul dintre puținii care în 2009 credea în victoria lui Traian Băsescu. Unul dintre puținii. Așa e el. Când crede în ceva, muncește pentru asta. Asta vă cer și dumneavoastră. Să fiți alături de noi. Nu contează, îi aud pe foarte mulți colegi, Ponta, putere, guvern, bani, televiziune. Nu contează. Contează în primul rând de noi. Dacă noi ne facem treaba bine, dacă noi iubim dreapta și nu stânga, dacă noi vrem cotă unică și nu cotă progresivă, dacă noi vrem să mergem spre vest și nu spre est, atunci va trebui să muncim. Lupta din noiembrie se dă pe câteva zeci de mii de voturi. Din acest motiv, noi trebuie să tragem aici pentru fiecare vot. Și de data asta nu sunt vorbe. Fiecare vot trebuie tras ca să-i dăm o mână de ajutor lui Mihai la Dolj, unde Ciuma Roșie e în toată splendoarea ei. Va trebui să tragem în Ardeal ca să putem recupera decalajul pe sud. Și vă mai spun un singur lucru, pentru că noi oamenii din administrație vorbim mai puțin, ceea ce mi-a spus un prieten aseară și mi-a rămas la suflet, dacă nici neamțul nu pune țara pe roate, nu mai pune nici dracu. Vă mulțumesc!